Haideți. partidul dumneavoastră tot e cu interimar, de un an de zile. Aici ați făcut o legătură. Aveți, aveți o problemă da, cu interimatele. Interimatul ăsta, cum tot, nu se poate rezolva? Bine, noi am declarat, iată, în plină pandemie, când noi încă n-am depășit momentul ăsta, pasul, adună, nu știu, câte, câteva sute de, de, Mai fac unii și online, mai nu știu cum. Bine, câteva sute de delegați și, într-un fel, ar fi Așa are și Pentru că preza asta și iasă. în timp ce bă, spune Horeca să nu facă asta. Sau la la teatrele așa. Pe dincolo, uite ăștia și-au adunat dita mai congres și fac alegeri. Deci, de la asta am, am, am pornit. Când nu o să nu o să fie gestul nostru interpretat corect și o să că voi, ca și cununțele, da? Tu spui nu faceți asta, interziciți, faceți asta, asta, dar de aici faceți petreceri. Am pornit de la premiza da, asta. Da, un acum, an de zile. Acum, noi ne-am propus în primăvară să facem exercițiul ăsta. O să normalizeze situația cu pandemia, o să revenim și o să decidem, colegi, uite, Parcă se normalizează lucrurile, dacă să vedem ce o să ne spune autoritățile, medicii, o să revenim că nici mie nu, nimănui da. nu-i place să fie interimar, dar în paralela. Da, ați, da. Ați da, făcut. da pa, bun, n-am făcut intenționat, tocmai a venit în context. PAS da. are lideră în prezent. Uh... Eu sunt liderul. Sunteți liderul recunoscut liderul de întreaga echipă. De deci, echipă. din asta ați fost numit interimar uh, atunci da. când am plecat. E da. un pic de diferență între un interimar și lider. Deci, da. uneori nu coincid lucrurile da. astea, de asta am precizat. Deci, echipa va vede ca și lider al partidului. Eu sunt tratat și acceptat de colegii mei în calitate de adică lider. Adică, putem să spunem, practic, cu 99% că veți fi viitorul președinte. al partidului. Nu vreau partidului. să fac astfel de afirmații, că n-ar fi corect din partea mea. Eu uh, încerc să... Uh, e o sarcină foarte complicată, ca să, și asta nu o spun de aia ca să justific ceva sau să apăr de ceva. Uh, este un rolul de cât era doamna Sandu, eu cumva eram uh, într-o poziție mai, cum să zic eu, așa, mai, mai relaxată, mai avantajoasă, da? pentru că uh, sunt uh, subiecte, sunt polemici, sunt uh, decizii, pe proiecte, da, care necesită dezbatere și în orice dezbatere trebuie să fie unul care moderează dezbaterea asta și trebuie să ții cont, să o moderez astfel că nici să nu lunici în derizoriu, nici să nu afecteze relația în interiorul echipă. Acum, de când am îmbrăcat eu haina asta, eu am înțeles că e foarte complicat și atunci înțelegeam, dar cumva știam că există liderul eu particip, eu încerc să, să ajut, canalizez cumva discuția în albea care trebuie. Acum mie îmi revine rolul ăsta, nu mai am pe cine miza și da. vreau să vă zic că este o sarcină complicată. Și numai cei care nu -au, au fost în acești papuci nu înțeleg cât e de complicat să ții o echipă, o echipă e mare. Iată apropo chestia asta cu să ții o echipă. Asta este un partid monolit sau este un partid în care există diferite grupuri cu diferite viziuni, care au discuții câteodată aprinse pe anumite subiecte, care sunt categorici, de păreri diferite pe alte subiecte. Eu Pot să vă dau următorul, care, hai să zic așa, modus vivendi din partid. Da? Noi avem două fluxuri de. Există două fluxuri de idei da, care se materializează în. Proiecte de legi. De unde vin aceste proiecte? Eu vă două. le spun imediat, dar sunt două. Una e guvernamentală, un flux, e guvernamental și cumva e... Echipa doamnei Gavriliță. Exact. Executivul uhum. care în ministerii, prin agenții, având programul de guvernare la bază, deci Înțeleg. ei sunt generatorii de, de proiecte de legi, amendamente și așa mai departe. Asta e un flux care undeva ar trebui să fie fluviu cel mare, da? Eu asta am înțeles și fiind în opoziție, fiind fiind la guvernare, opoziție, iar la guvernare. Asta m-am convins. Și lucrând și în executiv ceva timp în urmă. Acum este alt uh, afluent al procesului ăsta care se numește fracțiunea. Care se numesc, uh, pot fi și membrii, da, care au capacitatea să vină cu un proiect, să, să, un proiect de lege. Uh, și iată când ambele aceste fluxuri vin, dar el trebuie să vină la fracțiune, da, în, în forul în care se discută. Deci fiecare știe regula. Vii la fracțiune sau vin miniștrii da, și spun. Noi intenționăm, prim-ministru vine foarte regulat, asta uh -huh. e regula, și prezintă care este conceptul sau care este proiectul care îl prezintă. Uh, și să încep discuția la fracțiune. Eu vă întrebeam un pic despre altceva, domnul Grosu. Eu bănuiesc că Partidul ăsta nu se limitează doar la fracțiune și guvern. Partidul e o structură mult mai complexă și discutați numai proiecte de lege, dar inclusiv avansarea unei persoane în Partid. Din potrivă, o persoană poate nu mai merită să fie șeful unei organizații teritoriale sau secretar general sau nu știu ce să mai fie în Partid. Iată discuții de genul Astea Să poartă în birou permanent al Partidului. Da, eu acolo vă întrebam. În calitatea de de președinte în da, intermar al acolo, partidului. Acolo se discută. Cât e de monolit partidul? Deciziile luăm, regulă e foarte simplă, vine, prezent, dacă vorbim de o organizație teritorială, deci noi ascultăm vocea, pe de-o parte, vocea președinților sau cu biroului permanent a organizației teritoriale și este și un uh, deputat responsabil care patronează. Da? Ascultăm ambele opinii. Da, nu uh, aveți uh, și dumneavoastră că multe partide mari, întotdeauna există două sau mai trei, trei, sau mai multe curiente, da? dacă vă amintiți. Poate nu cea mai bună uh, comparație, dar am să dau o comparație cu Partidul Comuniștilor. Era Aripa Lut, Caciuc, uh, noi, uh, era Aripa lui... Uh, uh, nu avem Weedman. Eu pot să vă spun că, de exemplu, este, noi avem o organizație afiliată, da? Sunt tinerii uh -huh. care au gradul lor de autonomie în, în, în partid. Avem organizația doamnelor, Înțelegi. care la fel au gradul lor. Avem organizația seniorilor. Și, apropo, și finanțarea partidelor, tot e condiționată de prezența și pilistii și în organele de, con de conducere ale partidelor locale, a doamnelor, a tinerilor și așa mai departe. Deci noi, a, ei pot veni și. A, avem Liga Aleșilor Locale, apropo, în, trebuie să da. menționez. Și atunci ei vin cu inițiative. Dacă vine un deputat care. Uh, nu face parte din Liga Aleșilor Locale și vine cu o inițiativă care afectează Liga Aleșilor, sau primăriile, hai să zic, uh -huh. uh, regula e colega. Tu zici că inițiativa e bună? Da. Te rog frumos, uh, discută cu cei de la Liga Aleșilor locali, obțini acceptul lor și va vii la facțiune și, da, dacă... Adică înainte de... ca un deputat să vină cu un proiect, el trebuie să obțină <coughs> consemțământul colegilor din partid, din afara Parlamentului? Deci el trebuie să discute, să testeze... El trebuie să testeze nu doar cu colegii din Ligă, el trebuie să testeze cu uniunile profesionale, cu Spre societatea exemplu, dacă, civilă... Dacă vorbim de... Uh, nu nu numai de, cu colegii ocli, din partid, ocli, ocli, nu? Dacă vorbim despre ultimele amendamente care au fost la legea petro, uh, petrolului, da? Cu uh -huh. carburanții. Uh, domnul Bolea, domnul Radu Marian, au avut sarcina, să întâlnească cu petroliștii, cu agricultorii, că acolo era o prevedere da. care afecta sau putea să afecteze agricultorii. Am spus, colega, vă duceți, discutați cu ei, testați, vedeți ce reacție au ei și nu, după, numai după aia Am discutăm înțeles. despre Eu votul de ce vă întrebeam de, a doua. despre faptul dacă partidul este monolit? Eu sunt sigur că și dumneavoastră ați auzit aceste zvonuri care periodic sunt alimentate în diferite situații, mm -hmm. că... Uh, se poate întâmpla ca fracțiunea pasă să se uh, Nu, asta își doresc unii, da, evident. De unii. ce se spune? Bine, ei vor să alimenteze. Dar se... din asta aveți siguranță că asta este absolut exclus. Nu, eu nu văd uh, asemenea pericol. Dar cineva din interiorul partidului putea să rupă o bucată? Dacă <cute> s-ar supăra, să rupă o bucată ce și înseamnă să să rupă o bucată? Noi... și e... fac o altă fracțiune. Noi în Parlament nu... am avut așa experiență. Da, slavă, experiența au fost, dar eu nu văd, uh, nu văd uh, primizi pentru așa ceva. Pentru că noi suntem un partid care nu avem business-uri, nu am venit din, nu știu, din... Supărări din... pot să fie, că nu întotdeauna ai din partid bani. Uneori sup, e supărare. Sup, sup, supărările se discută și să manageruiești, le discuți, vii și spui. Da, și eu la toți le-am spus. Nu există problemă care nu poate fi dacă ai o supărare, ai o frustrare, vii și spui. Și ați administrat așa supărări? Evident. Sau nu ați avut? Evident. Că în, în fiecare zi sunt, în orice colectiv. Ok. Domnule, eu am eu vrut am... să merg cu proiectul și ala și că... Ca... Nu, 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 de astea mari, că dacă nu, eu mă duc, Ai, de astea nu, nu. nu, aveți. Nu, 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 okay. eu, eu uh... avem oameni maturi, noi avem să facem politică, nu să ne de acord. de asupărat. Finiți vă rog, din asta aveți mulți deputați. Uh -huh. eu recunosc, nu pe toți îi cunosc. Așa. Uh, că unii sunt mai vizibili, mai vorbăreți, alții mai puțin. Da. Aveți deputați mașină de vot? Nu. Deci toți sunt implicați în... Da. Ok. Da, și da. să vedeți, eu pot să vă spun că noi am avut discuții la fracțiuni, inclusiv la capitolul ăsta, mm. că să nu, Doamne feriești, să fie, să ne transformăm sau cineva să fie tratat, nu. Se discută, se discută în contradictoriu, chiar și când vorbiți de, de promovări. Ok, Comisia a făcut concursul, să se prefigurează, uite, candidatul ăsta. Bun, asta e opinia comisiei. De acord, vă rog, invitat la, asta, la de deci, exemplu, ultimele, ultima numire care a fost cu uh, directorul Centrului pentru Protecția Datelor Caracter Personal. Da, s-au conturat doi, uh, doi candidați. Am zis, haideți să invităm la fracțiuni, poftim. Și acolo este un exercițiu format din două componente. Primul, el vine și se prezintă, zic spuneți-vă rog, ce considerați important să audă auditoriu, nu citiți CV-ul, și consideri tu că e important să știți despre tine. Ai spus succint, întrebări. Tirul de întrebări, răspunsuri, după care candidatul pleacă, mulțumim frumos, rămânem noi, hai, opinii, Se face okay. schimb de opinii, la final se votează, uh -huh. da, se votează, cineva e pentru unul, cineva e pentru altul, majoritatea, se vede care este majoritatea și se merge cu votul consolidat în, în, în plen. Asta e regula. Da, dar chestia asta cu votul consolidat, eu n-am înțeles nici atunci când a fost vorba de votarea avocatului poporului. Numai în cazul... Deci candid, deputatul care crede caz, că totuși merită și în cazul celălalt. în care există, da, și noi am avut asemenea cazuri, nu vreau să dau nume acum, pur și simplu, că e mm. coleg care eu foarte mult respect în cazul în care există ceva, nu știu, care, dar puteți să vă uitați pe rezultatele votării când au fost momente de astea. Sunt lucruri care el nu poate să-l voteze din convingerile lui, nu știu de care acolo, morale, religioase, nu știu cum. Uh -huh. El spune, eu o să mă abțin de la votul ăsta. Și toată lumea ia act sau cum, acceptă poziția lui. Iată dar așa să spui, domnule, eu nu vreau să votez pentru asta pentru că voi nu l-ați votat pe celălalt. Nu. Eu nu vreau să votez pe Moloșag, eu vreau să votez pe celălalt candidat. Pentru că mie mi-a plăcut mai mult cum a fost prestația lui în... Pentru că în momentul acela noi trebuie să alegem un profil. Și noi am ales un profil de avocat, practician, care a demonstrat... Da, uh, dar votul, uh, mandatul deputatului este imperativ. El are dreptul de acord, și de acord, de dar independență. există și democrații de partid și noi am acceptat nu, eu nu impun pe nimeni, la noi nimeni nu este impus, domnule, votează așa și gata. Nu este regula asta. Da, pentru că v-am spus nu este principiul ăsta, de ați întrebat de mașină de vot. Nu, stăm, discutăm, nu este un consens, amânăm, bun, nu e bun candidatul ăsta, nu l votăm, mergem mai departe, căutăm altul. Prieteni, dacă vreți să fiți la curent cu știrile, emisiunile dragi și alte produse TV8, abonați-vă pe canalul nostru de YouTube, TV8.